Mai puțini absolvenți suceveni s-au înscris anul acesta în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, așa cum legislația în vigoare prevede. Afluxul cel mai mare de persoane care vin să se înregistreze în evidențe este cel din partea absolvenților promoției 2015, până acum fiind înregistrați 1555 de tineri, cu aproape 500 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Majoritatea o reprezintă absolvenții de studii medii, 1046, provenind din licee de specialitate, iar 285 de licee teoretice, a menționat șefa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, adăugând că în evidențele instituției s-au înregistrat doar 104 absolvenți de studii superioare. Stabilirea indemnizației de șomaj se face după expirarea perioadei de căutare a unui loc de muncă, adică începând cu 1 septembrie, pentru absolvenții din sesiunea iunie, respectiv de la 1 octombrie, în cazul celor care au absolvit în luna iulie. Având în vedere că pentru absolvenții de studii medii, sfârșitul lunii septembrie reprezintă termenul limită până la care ar trebui să-și caute un loc de muncă, în cazul în care nu reușesc să-l obțină, aceștia vor putea beneficia de indemnizație de șomaj. Indemnizația de șomaj pe care absolvenții o pot primi pe durata 6 luni este de 250 de lei, aceștia beneficiind de servicii gratuite, cum ar fi cursurile de formare profesională, consilierea și medierea în vederea găsirii unei slujbe.